Mirela Vaida este mama a trei copii, însă întotdeauna a avut grijă de felul în care arată. Prezentatoarea de la Acces Direct a dezvăluit care este dieta pe care o ține pentru a scăpa de kilogramele în plus. Mirela Vaida, în vârstă de 40 de ani, a împărtășit cu fanii săi secretul siluetei sale. Vedeta de la Antena Stars nu are de gând să renunțe la dieta care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus. Dacă de sărbători s-a răsfățat cu alimente delicioase și bogate în calorii, acum prezentatoarea a renunțat la obiceiurile nesănătoase. Vedeta recunoaște că nu poate rezista în fața bunătăților și că îi place să mănânce. Astfel, Mirela Vaida este la o dietă continuă, singura care funcționează în cazul ei. A renunțat să mai mănânce după ora 18, astfel că ultima masă o ia între pauzele de publicitate de la Acces Direct, emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars. De câțiva ani, eu îmi propun să fiu într-o continuă dietă, dar nu pot. În weekenduri, dacă ieșim la o masă sau dacă avem un safir sau suntem invitați undeva, eu nu am cum să țin dietă. Eu sunt o pofticioasă și efectiv iubesc mâncarea. O ieșire pentru mine la restaurant sau o întâlnire cu prietenii nu are cum să fie fără mâncare. Mâncarea este ceva esențial. Nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dietă care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara după ora 18. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncare după mine, la muncă. La pauza publicitară de la 18 fără 10, eu am sacoșa mea cu mâncare în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin, relatează libertatea.ro.